Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai zine, ce s-a mai întâmplat în lume? Mai povestește-ne. Nu, în lume, uite la București. La București. Am văzut zilele trecute, nu mai știu, când un reportaj la Pro TV despre parcările din oraș, din București. Acum, în locuri de parcare, 5 lei. E tarif unic. A fost odată pe zone, n-a funcționat, lumea era nebunită, 10 lei în centru și acum e 5 lei peste tot. Și colegii de la Pro au găsit un șofer care avea 200 de care are 200 de amenzi neplătite pentru parcare. Deci a luat 200 de amenzi pentru neplata parcării și n-a plătit niciuna dintre ele. E 200 amenda? Da, 40.000 de lei. Cu primele cred că a fost mai greu până s-a învățat. Da. Domnul Ciolacu ar zice că asta e economie, că a făcut economie dacă nu le-a plătit, nu? Că nu se prescriu? Austeritate. Nu știu dacă se prescriu. Este zvonul ăsta, așa e legenda urbană, că în 5 ani se prescriu. Eu nu cred că se prescriu. Nu știu ce să spun. Sunt date 300.000 de amenzi de parcare în ultimul timp. Au fost ridicate autoturismele, lăsate în locuri nepermise, cred că în cel puțin în sectorul 1 și cred că mai un sector, nu știu care, în care în București se ridică mașina dacă o lași pe loc, dacă o parchezi ilegal. Și aparent doar un sfert dintre cei care iau amenzi de parcare le și plătesc. Eu am plătit-o. Ha? Eu am plătit-o. Și eu am plătit-o, da. Adică mi s-a părut până la, și amenda unică, nu e chiar... Eu am plătit 200 de lei, nu chiar. Deci eu am luat amendă. Eu nu pot să-mi permit să fac șmecherii niciun fel, că sunt prins invariabil. Toată viața mea așa am fost. Pleca toată clasa, mă rog, toți băieții din clasă de la ora domnului profesor de matematică Belcin, plecau toți cu buretele și după ce plecau toți băieții, plecam și eu, că bă, dacă s-au cărat toți, hai mă duc și eu. În momentul ăla se prindea. Dacă plecam eu din clasă, se prindea și făcea prezența. Nu mergea. Ai o vibrație, cred că vibrația zilei la tine e... Da, explică-mi asta. Examenul de analiză matematică. Primul examen de analiză matematică în facultate. 25 de cursuri de învățat. Mamă, a fost un coșmar, ceva absolut înspăimântător. Mă, serios, le-am învățat pe toate. Am stat nopțile epuizat. Nu am învățat ultima pagină de la cursul 25-lea, pe care erau, la final, așa, două teoreme. Ultima era teorema dependenței funcționale. N-am să uit toată viața. Ce bilet crezi că am tras? Teorema dependenței funcționale. Nu există. Dar vezi că aici a făcut parcare. Profesorul știa că e ultima teoremă din ultimul curs. Deci când am văzut biletul, am tras bilet. Am tras bilet. Erau ceva gen 100 de subiecte pe biletele alea. Nu învățasem două teoreme din cele, deci din cele 100 de subiecte, nu știam două. Și nu te-a lăsat între ele. Să mai tragi odată? Nu, a picat. Hai, lăsați-mă să mai trag o dată, vă rog eu. Nu, mi-a și fost frică să-i spun, nu contează. Păi nu zici jur pe roșu, că pe celelalte le știu. Amendă de parcare luată în București anul trecut. Mașină cu numere roșii, am oprit să mă duc la stomatolog, am ieșit din mașină, am traversat și am zis că plătesc din telefon. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu știu numărul mașinii, fiind mașină cu numere roșii. Și m-am uitat peste drum, m-am uitat la ceas, întârziam la stomatolog, zic că hai mă, că n-o să... M-am întors peste 20 de minute, amendă, 200 de lei. Am plătit-o. Bă, deci, n-ai cum. Bine, le și meriți. Nu te bazezi pe mine. De ce? Așa, în general, nu. Da, pentru recuperarea mașinii, plată aproape 500 de lei. Primăria, e o afacere, primăria încasat de pe urma proprietarilor, care își lasă mașinile parcate aiurea și le ridică, 1,4 milioane de lei. Bun. Da. 200 de lei taxe de ridicare, 150 de lei transport, 150 de lei tariful pentru depozitare în primele 24 de ore, pentru fiecare zi în plus se adaugă câte 50 de lei. Dar unde ai zis că se mai practică asta? La în sectorul 1 știu că se întâmplă. Sper să nu greșesc. Dacă vin mesaje să mă corecteze... Eu n-am mai văzut de mult. Da, în sectorul 1 se ridică mașini, confirm. Da. Și nu știu dacă mai e un alt sector. Dar în sectorul 1, acum că a plecat primărița asta Clotilde Armau, cred că se rezolvă, nu? Să se parcheze din nou peste tot. Băi, au... Să fie libertate, să fie... Au vopsit cu albastru tot. Da. Tot. Adică eu cred că vor intra curând și pe străduțe, ușor, ușor. Păi nu, că alea nu sunt ale primăriei mari. Cu albastru sunt locurile de parcare ale primăriei mari. Ai dreptate. Da. Da, mă, și asta e o porcărie la noi. Primăria mare are cu albastru, are de sector, au separat, au alte tarife, au alte numere la care trebuie să plătești. Acum ai început să înțelegi necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale? Nu, doamne, am susținut-o întotdeauna. Nu, se pare început să înțelegi aberația faptului că într-un oraș de 2 milioane de locuitori avem
7 primării ale orașului și încă vreo 20 ale cartierelor care înconjoară capitala, orașul? Fiecare cu regulile ei, că asta e... Și cu mafia sa. Da. Fiecare cu mafia ei. Păi, mafia lui. Aici e toată treaba. Deci să se calculeze, vă rog, pentru data viitoare, câte mafii sunt în București și în jurul Bucureștiului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.